Bună ziua! Probabil că la Nisporeni este una dintre cele mai complicate situații, dacă e să pornim de la faptul că acolo candidează președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Și din acest considerent, avântul și zelul lucrătorilor sau angajaților Consiliul Electoral de Circumscripție Nisporeni este unul ieșit din comun. Probabil ați văzut din relatările de ieri și știți că în momentul în care am depus dosarul la Consiliul Electoral de Circumscripție, acestea au fost imediat distribuite primarilor din localități, din localitățile raionului Nisporeni. Avem o singură dovadă, este adevărat, dar aceasta nu înseamnă că ceilalți primari nu au primit fotografiile listelor noastre de subscripție. Probabil că primarul de la Iurceni a dat dovadă de un exces de zel și a vrut să facă mai mult decât i s-a cerut și a pus această listă de subscripție în rețeaua Viber, acolo unde locuitorii satului Iurceni au comentat de zel pe marginea acestui subiect. În primul rând, trebuie să pornim de la faptul că este un caz penal. Nu pot să înțeleg de ce un responsabil, cum este președinta Comisiei, doamna Buhnea, putea să permită ca aceste liste să nimerească în spațiu public. Doi, doamna Buhnea este vicepreședinta Organizației Teritoriale Nisporene a Partidului Democrat. Dânsa, în continuare, are o activitate destul de intensă de partid. Ea coordonează activitatea organizațiilor primare din mai multe localități. Ea este responsabilă de microsectorizare. Telefonează aproape zilnic acești oameni pentru a le cere rapoarte zilnice despre modul în care operează și discută cu oamenii. Iar aceste liste pe care noi le-am oferit sunt un argument și o dovadă că acești oameni folosesc pentru a teroriza și a-i presa psihologic pe adepții și susținătorii noștri. Am mai primit ieri dovada, după ce am făcut publică această situație, că și listele Partidului Socialiștilor au fost fotografiate și distribuite în raionul Nisporeni. Este o altă problemă dacă socialiștii nu vor să conteste acest lucru sau poate nu-l cunosc, este problema dânșilor. Ceea ce vreau să vă spun este că discutăm acum nu despre un caz separat, ci despre un fenomen care are loc în raionul Nisporeni. Eu mă îndoiesc că este doar în raionul Nisporeni, probabil că aici a fost această spărtură de unde a apărut în spațiul public această dovadă, dar s-ar putea ca în mai multe raioane și circumscripții ale Republicii Moldova acest lucru să aibă un caracter de masă. Mă miră complicitatea Comisiei Electorale Centrale cu organul electoral de la Nisporeni, pentru că în mod normal ar fi trebuit să existe deja o reacție. Nu știu dacă a mai existat un precedent în Republica Moldova până la momentul actual, dar dacă există onoare, această doamnă ar trebui să-și dea demisia. Întâi pentru faptul că este direct responsabilă de securitatea acestor liste. Și doi, pentru că dânsa este responsabilă direct de rezultatele alegerilor în raionul Nisporeni. Eu am îndoială că aceste alegeri vor fi corecte în continuare în circumscripția numărul 17. Ieri s-a făcut o primă analiză a listelor noastre de subscripție și doar la o analiză vizuală, sumară, ne-au fost anulate aproximativ 400 de semnături. Deci acești domni, fără a avea o experiență criminalistică, ca să zic așa, au stabilit foarte repede dacă înscrisurile din aceste liste aparțin sau nu unor persoane sau altele. Și foarte repede au fost anulat 400 de semnături. Mai avem o rezervă de 83 de semnături din 500 valabile cât ar trebui să existe. Și am vaga certitudine că am putea fi înregistrați la Nisporeni. Sau ca să vorbim mai simplu, riscurile sunt extrem de mari pentru ca, virgulă, candidatura blocului acum să nu fie acceptată în raionul Nisporeni. Noi am făcut eforturi foarte mari în comparație, probabil și cu colegii noștri, pentru că
am acumulat de două ori semnăturile pentru această circumscripție. Am făcut o verificare în data de 10 și am înțeles că s-ar putea să existe anumite probleme. În data de 10 am mai luat 30 de liste de subscripție pe care le-am completat în doar 3 zile, 600 de semnături. Și vă rog să rețineți și să vă amintiți că în acele zile a existat viscolul pe care îl cunoaștem cu toți. Și în aceste condiții s-au colectat 600 de semnături. Ceea ce nu știe doamna Buhnea și nu vrea să înțeleagă este că în spatele fiecarei semnături stă un om viu. Am mers de la casă la casă, am discutat cu fiecare om în parte și fiecare om în parte și-a depus semnătura pe aceste liste. Este adevărat, există o problemă mare și este nu una care ține de, neapărat de competența colectorilor, dar este o situație culturală, dacă vreți, sau educațională în Republica Moldova, pentru că anumiți oameni, fie că nu pot să scrie în limba română, scriu în chirilică, există anumite probleme și în situația asta colectorul pur și simplu este obligat să-l ajute sau uneori scrie în locul lor. Dar acest lucru trebuie să am în considerație și regulamentele prevede acest lucru. În situații anume, colectorul poate scrie în locul susținătorului, dar semnătura trebuie să fie autentică. Aceste situații au existat oriunde. Aceste situații au existat și în cazul Partidului Șor, cu listele pe care dânșii le-au acumulat din magazinele sociale. Au existat în Partidul Democrat. Noi o să facem o dovadă acestui lucru, dar un pic mai târziu. În comparație cu Partidul Democrat, care a acumulat aceste semnături în interiorul primăriilor, v-am zis, noi am mers de la casă la casă. Pentru noi a fost foarte important să știm, în primul rând, care este nivelul nostru de susținere. Pot să vă afirm cu certitudine că blocul acum se bucură de o foarte mare popularitate. Oamenii își doresc schimbarea, oamenii vor să existe o schimbare la nivel politic, doar că frica este atât de mare și presiunea autorităților pe cetățeni este atât de mare, încât a căpătat caracteristici inimaginabile. Nu s-a mai întâmplat un asemenea lucru în Republica Moldova. O să mă opresc aici și dacă aveți întrebări, o să vă răspund. Mersi.